Și bine ați revenit la mine pe canal. Tot răcită, tot într-o stare perfectă. Astăzi vom vorbi despre Second Chance Contract. Așa se cheamă cartea, vă voi lăsa imagine pe aici pe undeva dacă nu ați văzut thumbnail-ul, timeline-ul. Creierul meu e varză. Nu știu câte pagini are cartea asta pentru că nu apare pe... cum se cheamă, pe Goodreads, nu mi-apare câte pagini are, dar cred că are vreo 200 sau 300. Oricum, este o carte stand-alone, nu cred că este tradusă la noi, nu cred că este nici în format fizic. Unele cărți le găsiți numai pe Kindle și atât, nu le veți găsi pe format fizic. Este prima... Doamne! Este... Mă scuzați! Este prima carte pe care o citesc eu de la această autoare. Autoare? Sau autor? Autoare, parcă. Da, autoare. Și este vorba în această carte despre un contract, să-i spunem așa. Este vorba despre Otto, cred că așa o cheamă, și Julian. Julian fiind șeful, bossul. El este și cel mai bun prieten al fratelui lui Otto. Am uitat cum îl cheam pe tip. În fine, e important. Nu e un caracter principal în carte. Și cum ar veni, ea este off-limits, deci nu, el n-are cum să o dorească și să o vrea pe ea. Doar că, ce să vezi, întâmplarea face că cu 10 ani în urmă s-au întâmplat anumite lucruri și s-au întâmplat anumite chestii, acesta plecând cu tot cu inima ei, tipei, și cu tot cu tot ce mai avea dânsa, și pe ea o lasă în urmă. Prezent, ca să zic așa, adică cu 10 ani, în viitor, sau, da, prezent, nu cu 10 ani în urmă, acesta a contractat o... Doamne, o casă de asta de publicitate, gen un HR, cred, nu știu, în fine, cineva care se ocupă de partea de marketing a lui și a firmei lui, ca să-l facă mai pe placul lumii, ca să zic așa, pentru că toți îl considera un pain in the ass, ca să spun, sau un băț în coastă. Și ca să nu sune altfel mai prost. Acesta nu știe pe cine contractează și nu știe că de fapt Otum este, ea este cea care are firma și chestii de genul. Aceasta vine, îl tratează ca pe un nimic. Acesta, cum ar veni, încearcă să o recucerească, ca să-i spunem așa, doar că tipa nu se lasă și acesta decurge la niște lucruri pe care, nu știu, eu cred că dacă aș fi fost în locul ei, cred că i-aș fi dat două peste cap. Sau în alte părți mai dureroase, ca să zic așa. La cât de enervant a fost unele faze. Da, am uitat să vă zic, am dat 2,5 steluțe din 5. N-a fost o carte care zic, wow, da, super, chiar merită 5, nu? Bun, și care este faza? Acesta încearcă să o... recucerească, ca să zic așa, să fie wow, super, da, chiar se va întâmpla pe parcurs, vă dați seama că până la urmă se întâmplă și chestia asta, doar că între timp se mai întâmplă și anumite alte, multe alte chestii de care nu vreau să vorbesc, nici nu mai țin minte pentru că am citit-o pe la începutul lunii și chiar am uitat multe, multe lucruri pentru că memoria de pește se întâmplă. Și da, știu că ei ajung parcă, știu că la un moment dat am râs în carte din cauza tipei pentru că făcea anumite lucruri și lui nu-i plăcea deloc și ea era, hei, nu știu ceva, chiar nu-mi pasă, doar că ajung până la urmă să fie împreună și cum ar veni părinții ei, parcă erau ceva de genul, a, super, păi mă gândeam eu când o să vă reconectați și o să vă revedeți și o să vă ajungeți înapoi la ce era înainte, pentru că era ceva acolo, din câte țin eu minte. Și acesta are legătura și cu familia lor, cum ar veni, a tipei și a fratelui lui, a cel mai bun prieten al lui, și cu prietenul lui din copilărie, cel mai bun, ca să spun așa. Dar... știți cum e, când
o ață se rupe și o legi, rămâne nodul ăla și nodul ăla o să rămână pe tot parcursul cărții. Da, v-am zis că e pe Kindle, nu știu exact câte pagini are, i-am dat 2,5. Nu i-aș da mai mult. E o carte ok dacă vreți să citiți ceva lejer, gen în 3 ore cred că terminați de citit, dar nu e ceva ce aș zice, wow, super, de-abia aștept o continuare sau de-abia aștept să văd ce s-a întâmplat cu, nu știu, cu fratele lui asta sau chestii de genul. E o carte așa de, să zicem, umplutură ca să nu zicem că n-am citit ceva într-o seară. Da, nu, nu pot să zic că ok, hai, luați, citiți-o, vă recomand, cum vă recomand alte cărți, da, vă recomand cu cel mai mare drag și cea mai mare încredere. Ne. Dacă vreau să o citiți bine, dacă nu, nu. Eu vă zic părerea mea. A, și încă o chestie, asta este părerea mea. Poate sunt alții care vor avea o altă părere dacă o citesc, dar da, asta este părerea mea și nu cred că este tradusă încă la noi, nu cred că va fi vreodată tradusă la noi, probabil. Și probabil, nici nu știu, stați să văd autoarea asta câte cărți are scrise, că n-are mulți, are vreo 5.000 de followers pe are câteva cărți, are 2, 4, 6, vreo 10 cărți scrise, dar da, nu m-a dat pe spate, probabil nu voi citi nici altă carte de la ea, dar da, cam asta este tot despre cartea asta. Deci cred că a fost un video tare scurt, probabil va fi un video tare scurt. Nu am mai multe ce să vă zic despre prezență pentru că i-am dat 2,5 steluțe, adică nu știu, la o carte de 5 steluțe probabil vom sta și vom discuta mai mult. Dar la una de 2,5, așa că ne auzim data viitoare cu un alt video. Pa!